Reforma justiției a provocat proteste masive în Israel. Sute de mii de oameni au ieșit pe străzile principalelor orașe ale țării. Parlamentul israelian a adoptat marți, în prima lectură, clauza derogatorie, una dintre cele mai contestate prevederi ale reformei sistemului judiciar, care ar permite Parlamentului să adopte legi fără controlul Curții Supreme.